Spunem despre Descartes că a fost primul dintre moderni. Ne apropiem cu reverență de scrierile lui filozofice, de meditațiile metafizice sau de principiile filozofiei. Există însă și un alt Descartes. Și despre el va fi vorba săptămâna aceasta la Cafeneaua Filozofică. Imaginea pe care avem despre filosofi este diferită atunci când avem în vedere viața lor privată și viața lor publică. Corespondența lui Descartes este un mod de a intra cumva în viața privată a gânditorului. Al vedea cu idiosincraziile lui, cu prejudecățile lui, cu stilurile lui. Nu? Și nu e puțin lucru să te gândești că cel care a întemeiat într-un fel modernitatea, cum s-a mai spus, prin acel cogito ergo sum, de fapt are multe subînțelesuri. Cred că unul dintre marele câștiguri acestor ani a fost să reușim să pătrundem aceste neînțelesuri, să le transformăm în înțelesuri și să arătăm că de fapt această implicație, nici nu-i limpede, nu? Cogito ergo sum, de fapt este un vârf al icebergului și că de fapt în spatele acestui cogito există mult mai mult. Practic jumătate din opera lui Descartes este corespondența lui. Și m-am tot gândit dacă e potrivit termenul acesta de complement la opera publicată sau rămasă în manuscris. În orice caz, aflăm din corespondență multe doctrine sau teorii care nu apar în operele publicate sau pregătite pentru publicare. Vedem în scrisori un gânditor efervescent și neobosit, intrând adesea în polemică cu marii învățați ai vremii. Un spirit curios și interesat de foarte multe probleme din foarte multe domenii. Avem o suprapunere între operă și viață. Dacă ne gândim la discursul despre metodă, partea a doua, autobiografia lui se identifică cu căutarea adevărului, recherche de la vérité, expresia aceasta care apare des la el și pe urmă și la cartezien. Deci propria lui viață este tot una cu recherche de la vérité. În sensul ăsta, viața și opera se suprapun și cunoașterea vieții și o cronologie cât mai precisă ne ajută și la o înțelegere a operei. Totalitatea corespondenței lui Descartes a fost publicată cu o cercetare de background foarte importantă, cu o cunoaștere a surselor, a tuturor edițiilor lui Descartes și a lucrărilor care s-au realizat în Europa și în Statele Unite în jurul acestei corespondențe. Am fost în conexiune cu diverse grupuri de lucru din străinătate și iată am reușit să încheiem, să ducem la bun sfârșit această lucrare monumentală. Rezultatul sunt cele trei volume apărute la editura Polirom într-o ediție de excepție. Veniți să aflăm împreună mai multe despre această minunată ispravă culturală la Cafeneaua Filozofică. Vineri seara de la ora 8, pe Zoom și pe canalul nostru de YouTube.